O altă măsură propusă de Partidul Social Democrat se referă la susținerea campaniei de vaccinare printr-o abordare onestă față de populație. O abordare onestă la ce anume vă referiți? Da, e foarte important ceea ce au propus colegii noștri experți. Știți foarte bine, Partidul Social Democrat are în rândurile sale foarte mulți oameni cu expertiză medicală, că vorbim de domnul profesor Rafila sau domnul profesor Străinu Cercel, și ei s-au gândit la redemararea acestei campanii și îmbunătățirea campaniei de informare și practic să mergem către oameni să le spunem și beneficiile și dificultățile sau eventualele efecte adverse, să le spunem care sunt tipurile de tratament și să facem tot procesul așa cum a fost el gândit inițial. Adică înainte să vaccinăm, eventual să existe analize medicale făcute cu unor pacienți, mai ales cei care sunt mai reticenți sau care au alte probleme medicale, să implicăm medicii de familie în acest proces care să facă astfel de recomandări, să existe un control minim înainte de vaccinare în alte state europene și în anumite zone din țară, să știți că se întâmplă lucrul acesta. În țară știu de la colegi de e-mail că acest proces chiar se întâmplă, adică înainte să fii vaccinat, se face un mic control medical, se vede tensiunea, se discută cu pacientul și ulterior se face vaccinul. Cred că acest proces, care implică, nu știu, 5 minute în plus, 10 minute în plus, 15 minute în plus, reduce reticența, reconfortează populația și mai ales putem să identificăm foarte clar care sunt cazurile de cetățeni care pot fi vaccinați și există și cazuri unde pacienții, din cauza, nu știu, unor probleme cardiace, nu pot să fie vaccinați. Atunci trebuie să identificăm foarte clar, implicând, cum am spus, personalul medical. Asta s-a întâmplat și în alte state europene. Chiar discutam cu colegii mei din Portugalia. Portugalia a ajuns la o rată de vaccinare foarte mare, aproximativ 90%, și acesta a fost întregul proces. Când s-au dus într-o comună, într-o localitate mică, au luat toată localitatea, au făcut și investigațiile medicale și știți că acest lucru ne ajută nu doar pentru gestiunea pandemiei, dar și pentru a identifica starea de sănătate a populației și a eventual și a veni cu măsuri de prevenție pentru alte boli. Cred că e un lucru normal și eu cred că este o gândire foarte bună pe care ne va permite să gestionăm inclusiv această campanie de vaccinare, dar și ulterior să gestionăm tot ce înseamnă situația medicală a României. Spuneți că poate ar trebui să vorbim mai mult și despre reacțiile adverse, tocmai pentru a stopa această campanie de dezinformare pe acest subiect. Poate ar fi o soluție. Da, eu cred, cum spuneți și dumneavoastră, că trebuie să vorbim despre toate aceste subiecte. Nu putem să spunem că ele sunt acolo undeva în online și să le ignorăm. Acestea sunt informațiile pe care le primesc cetățenii. Unii au anumite reticențe, trebuie să le explicăm, să le luăm pe fiecare, să le disecăm, să prezentăm lucrurile așa cum sunt. Fiind onești, oamenii vor înțelege. Să știți că, din nou, știu ce se întâmplă în restul Europei. Acolo unde s-au reușit campaniile de vaccinare, s-a reușit o gestiune poate mai bună a pandemiei. În toate acele state unde s-a întâmplat lucrul acesta, au fost foarte deschiși către populație și n-au ignorat aceste elemente. Cred că asta trebuie să facem și noi și cred că vor fi îmbunătățiri și în ceea ce înseamnă campania de vaccinare, dar și măsurile de prevenție. Că știți foarte bine, au fost la un moment dat perioade și poate și astăzi unde oamenii purtau mască mai puțin și am avut exemplu unor demnitari care au uitat să poarte masca în zonele obligatorii. Au fost, distanțarea socială nu s-a păstrat, am avut acele concerte unde nu s-a respectat nimic și poate aici, dacă informam lumea mai bine, oamenii singuri luau deciziile cele mai bune pentru ei. Nu îi forțăm, nu îi obligăm, îi informăm în așa fel încât să ia decizii în cunoștință de cauză și să evite ce este mai rău, să ajungă în spital și ulterior să avem situațiile nefericite pe care le vedem astăzi.